În an de pandemie vom avea sărbători fără festivități aparte. Anul acesta, în Târgu Jiu, toate evenimentele au fost amânate. Dacă lucrurile rămân cel puțin la faza din acest moment, este clar că evenimentele din 1 decembrie sunt compromise. Vom face însă tot ceea ce depinde de noi ca cetățenii municipiului Târgu Jiu să se bucure de evenimente prin instalațiile ornamentale pe care o să le pregătim pentru municipiul Târgu Jiu. Deja am început pe Bulevardul Brâncuș, am și instalat o parte din ornamentele de sărbători, vom pregăti și un brad în centrul municipiului Târgu Jiu, dar este clar că nu vom mai putea organiza spectacole, nu vom mai putea organiza acel moment de 1 decembrie când se aprindeau luminile de sărbători. Vom încerca să respectăm condițiile impuse de legile în vigoare. Există o tradiție care va fi respectată, căsătoriile de la poarta sărutului. Vreau să fac și un apel către toți tinerii, și nu numai către tineri, către toți cei care și-ar dori să-și unească destinele pe data de 31 decembrie, ținem cununiile la poarta sărutului. Deci se va menține tradiția și voi cununea personal, în calitate de ofițer de stare civilă, pe data de 31 decembrie, la poarta sărutului, toate cuplurile care își vor dori să participe la acest eveniment. Tradiția căsătoriilor de la miezul nopții a unit la Târgu Jiu sute de cupluri din toate colțurile țării și nu numai.